Se pare că ieri a avut loc o întâlnire între Adrian Duicu și supușii săi, la care s-au împărțit funcțiile la serviciile de concentrate. Unii primesc, alții nu. Unii trebuie să mai dea, alții trebuie să înghită în sec, dar toți speră că vor primi o felie de ciolan. Oricum, după ceea ce spun sursele noastre din interior, se pare că pe de o parte scandalul va fi mare, iar pe de altă parte vom vedea nume interesante pe funcțiile scoase la mezat. Aceasta este bârfa zilei despre care vorbesc jurnaliștii de la Informația de Severin. Cert este că ne aflăm în plină perioadă de schimbare a directorilor instituțiilor deconcentrate. Ce părere au severinenii despre toate acestea? Fac ce vor cu ciolanul parcă m-am săturat. Să se vadă ceva de pe urma lor. Păi nu știu, să vedem cum se descurcă, că ne-a promis multe și văd că de început n-a început nimic. Da. Tot după ce câștigă ciolanul domnul Vasilescu, nu fac altceva decât să le fie lor bine și lasă pe ceilalți. Oamenii sunt convinși că guvernanții fac doar ceea ce știu ei și puțin le pasă de popor. În loc să facă pentru populație, o făcut pentru ei. Trebuie să împartă la mai mulți. Păi, ei sunt prea mulți și Ciolanul e noi ca mic. Asta e ghinionul nostru. Știți cum e ca într-o familie. Ai trei frați, că ei sunt trei partide, așa, care vor să împartă ciolanul și vor să, împarcă, să împartă un porc de Crăciun. Lunul dai cele din spate, picioarele, luni cele din față și nu rămână cu urechile sau cu șoricul. Cam așa e și cu În această perioadă au avut loc mai multe schimbări din funcție în instituțiile de concentrate. Demiteri de director s-au anunțat în mai toate unitățile, unde conducerea nu s-a arătat dispusă să treacă la USL.